Începem acest episod în forță cu un transfer senzațional al lui Ștefan Bayram aici la Ajax pe 40 de milioane venit free agent la Rapid. Într-adevăr a fost mai mult din postura de rezervă, dar a evoluat chiar decent de bine din postura de rezervă și acum, ia uite, a prins, zic eu, clar loc de titular la Ajax, care îl va ajuta să propulseze tot mai sus și să evolueze să joace cât mai bine, că totuși încă 26 de ani, deci este in his prime, cum s-ar zice, și 40 de milioane, 40 de milioane dacă știi cum zic. Deci da, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod cu acest super career mod cu Rapid, care desigur sper că se va termina, că văd că nu prea mai este așa mare interes pe acest career mod, chiar dacă chiar mi-a plăcut să-l fac din perspectiva jucătorilor care am adus, l-am readus pe Donis, ceea ce a fost foarte frumos, am găsit mulți jucători free agent la care le-am reaprins, să zic așa, flacăra fotbalistică. Ia uite cum este acest mijlocaș Costa al nostru, dar totodată cum a fost și Dani Ceballos, care acum este la Sevilla. Și desigur și marele transfer al lui Sefer la Liverpool. Știu, au mai fost mai multe transferuri frumoase și dreapta și stânga și sus și jos, dar desigur eu voi pune stop interdicțiilor în momentul de față pe salarii și respectiv pe transferuri sau pe alte idei, bă, hai că trebuie să dau pe ăsta, uite că vine Real Madridul după, eu știu, Mertens, CDM-ul nostru, știi, gata, nu, vrem să câștigăm Champions League-ul, vrem desigur să mergem la următorul career mode, care desigur este în momentul de față supus la vot. Dacă n-ați știut asta, haide că vă zic eu, dacă intrați acum pe YouTube acolo la community, o să vedeți un poll unde desigur puteți să votați în continuare care să fie următorul career mode. Am ales 4 echipe, dacă nu mă înșel, 4 echipe vor fi acolo, pam pam pam, dintre care Sevilla, Valencia, Schalke și mai era acolo, cred că Wolverhampton. Și Leicester, era să uit că pe ultima 100 de metri am pus-o și pe Leicester, că am zis de ce nu. Oricum și cu Leicester s-ar putea să facă career mode mai târziu. Dar, într-adevăr, cred că Valencia va câștiga în momentul de față, dar nu se știe niciodată cum votul se va schimba. Dar, hai să revenim la career mode-ul nostru de față, unde, desigur, trebuie să continuăm și să ne consolidăm echipa cât mai bine pentru, desigur, a câștiga Champions League-ul și să sperăm, desigur, că o vom face cât mai repede. Ne despărțim și de David Iordache, la care direct i s-a achitat release clause-ul de 5.2 milioane, care mie mi s-a părut un release clause corect chiar că un release clause foarte bun, având în vedere toate, și am zis, hei, hai că lăs și cine plătește, plătește, și uite că s-a întâmplat, dar ia uite, încă un transfer interesant este desigur Suat Sarder, zis și Sertar, așa printre prieteni, s-a transferat și uite, pe o sumă superbă de 33 de milioane jumate și la ce echipă puternică, un transfer foarte mișto, având în vedere că era deja la 32 de ani, deci clar, na, e bătrân, hai să zicem, sec, e bătrân, are involua, nu ne ajută cu tare mult și da, ar trebui să-i zicem cius papa. Dar nu e stres, pentru că desigur, uite, echipa noastră este chiar frumoasă și de data asta țin de ea și chiar aștept să văd cum mai evoluează. Chiar stăteam și mă gândeam, bă, ok, transferul, ce să mai transfer? Singura poziție care aș simți așa nevoia să o schimb poate ar fi acel CB-lol cu Carizo sau Charizo. 84 overall, totuși, nu e rău, e încă bun, clar, e tânăr, mai evoluează, dar totuși, parcă aș căuta ceva mai solid pentru prim 11, dacă știi ce vreau să zic. Bine, pozișderea are și Lie, dar parcă el e acel jucător, știi, Rapid, care a mai rămas acolo așa cu noi din start, să zicem, și nu doresc să-l vând. Bun, vine o ofertă de loan la Cristian, da, nu, loan la Sporting, poate dacă erau alte echipe din Portugalia l-aș fi împrumutat de la Sporting, nu cred că o să evolueze. Și aici a venit noul nostru CB, un super talent, un super star, care zic eu că și în realitate de-abia aștept să văd care va fi pasul următor pentru acest jucător pe nume Timber, care desigur l-am achiziționat pe 80 de milioane, practic
cota lui pe piață, player value, vedem că e 79, de milioane l-am luat la 80. Într-adevăr, jocul cred că a fumat, să zic așa, varza lui Dumnezeu. Și da, zicea că aș fi putut să obțin cu 20 de milioane mai puțin pe acest, să-l cumpăr mai ieftin. Și eu stau și zic, aha, știi cum zic, aha. Bine, bă, bine, știu ce ziceți, ok. Na, nu-i bai, dar oricum, ia uite acum cum arată echipa, bro. Fui de viața mea, deci acum chiar avem un lot ireal de puternic. Am să mai încerc să mai împrumut câțiva jucători, sper să reușim să vină cea oferte bune. În rest, ca și achiziții, nu cred că am să mai cumpăr, mai ales că am dat o mare bucată din buget aici pe acest CB, dar da, este o echipă chiar foarte bună. Este o echipă chiar foarte mișto. Ia uite, aici îl împrumutăm pe portarul nostru polonez la Granada. Clar, dacă nu joci la Granada, totuși 84 overall, eu zic că va juca acolo și sper că va face și o treabă bună. Bun, hai să vedem. Nu-l vând. Costa, sezonul ăsta i-am garantat, i-am spus, bro, 100% rămâi cu noi, știi cum zic. Vedem noi acolo pe viitor, dacă vei dori și la 33 de ani, te vom da drumul, dar mai rămâi un an cu noi, știi cum zic? Tu ești capitanul nostru, avem nevoie de tine și da, reușim să câștigăm Champions League-ul așa, jap 3 de turbo, știi cum zic, în acest sezon. Ar fi ceva superb. Hei, și nu neapărat nerealistic, pentru că și data trecută am ajuns departe, doar că am avut ghinion, că am primit gol prin mâinile portarului și respectiv capul apărătorului nostru. Deci, da, mulțumim FIFA. Acum ce mă uitam peste contracte să văd la cine mai trebuie să ofer noi contracte și am văzut o știre groaznic de tristă. Este desigur omul nostru, zeul Donis, zeul grecilor, care totuși o revenire senzațională pe finalul carierei aici la Rapid, unde a venit cu un 69 overall, sper să nu găsesc 68, și a reușit să evolueze în continuare chiar și la 30, chiar și la 31 de ani și a ajuns până la un maxim de 76, dacă rețin corect, iar acum are 74. Într-adevăr, sezonul trecut a fost mai mult rezervă, având în vedere că am găsit acel sât posibil original lui Cristiano Ronaldo sau criva sât portughez care are un overall incredibil de mare. Dar da, Donis se va retrage la Rapid și chiar mă bucur într-un fel pentru că se retrage la noi la echipă, știi, se retrage, cum să zic, jucând așa împreună. Și într-adevăr aici în meciurile cu Apoel a fost așa easy, ca un meci de amical, i-am bătut tur-retur, ne-am calificat mai departe și acum văd că avem iarăși o oponentă foarte, foarte accesibilă, deci mai mult că sigur vom ajunge în grupele Champions League și să suntem aici, avem un loan de la Marseille pentru Radu, ia uite ce loan interesant, nu știu exact dacă va juca acolo Miramaș, dar, hei, decât să stea la noi pe bancă, mere și el și vede pe acolo prin Marse ceva, una, alta, mai știi, vede și el lumea. Nu se putea o finală mai frumoasă de atât. Într-adevăr, m-ați auzit corect, Rapid București este în finala Champions League și ce finală avem aici decât versus Barcelona. O adevărată finală și ce frumos ar fi să câștigăm această cupă superbă. Așa, pe o finală versus Barcelona, o nebunie aici pe Camp Nou. Nici n-am cuvinte de cum să descriu aici ce frumos ar fi să câștigăm această cupă versus această adversară, versus pur și simplu în momentul ăsta unde chiar nu mai știu ce să transfer, adică am făcut un singur transfer sezonul acesta care a fost un CB. Deci vă dați seama cât de mult îmi place această echipă și ce bine am putut-o construi încât să ajungem în finala Champions League, uite așa pocnind din degete, aș putea spune, în metru de față, dar desigur totodată avem aici în față o mare putere, o mare echipă,
o mare provocare. Să vedem, suntem în minutul 41, în minutul de față. Avem aici o șansă pe contraatac, Baturina, o pasă senzațională către Gil, te rog eu, șută mai repede. Vai, nu, stai că încă se joacă. Costa! Ce a fost șutul ăsta, bro? Ai, bro. Ce șansă imensă a fost aia, mă, nu știu ce a fost așa rău șutat și... Oi, și aici, ce pasă încerc și... Ai, ce repede mi-a dat lost ball. Bă, ce urât. Rapid pe contraatac, ia uite, măcar avem ocazii. Hai, de data asta să fie gol, vă rog eu frumos. Yes! Bine! Cine a dat? Cred că Rare și Lie. Bine, mă! Ce celebrare! Ai, de capul meu! E bine, conducem cu 1-0. Conducem cu 1-0, dar aici are Barcelona o șansă gigantică de a egala... Și un slide tackle! Asta am învățat-o din meciurile cu Botoșani. Așa, e bine. E bine, un tackle bine plasat acolo. Și este fluier final, nu mai este nicio ocazie. Dar nu se poate. Acum ne pică moneda. Un moment de liniște așa de parcă n-am crede că se întâmplă. Un moment atât de istoric pentru fotbal românesc. Și nu doar pentru fotbal românesc, ci pentru acest club istoric. Rapid București câștigă Champions League-ul și totodată punem capăt unui super career mode care din păcate n-a avut așa un succes de views. Chiar că a fost o serie cu puține views, nu înțeleg de ce, dar într-adevăr mi-era frică, tot timpul mi-este frică când fac career mode cu echipă din România, având în vedere că sunt fani foarte devotați, fani rapidiști, fani Steaua, FCSB, fani CFR, craioveni mai ales, un public iarăși foarte generos, care desigur, știi cum e periculos să faci câteodată career mode în Liga 1, dar am riscat pentru Rapid, pentru această echipă nou promovată, care acum, ia uite, câștigă Champions League-ul împreună cu noi, cu o echipă absolut incredibilă, mulți jucători de 88, 90, overall și totodată mă bucur că am reușit să mai păstrez câțiva jucători din star, să zic, uite, Rare și Lie, care a făcut o revenire senzațională la echipă și fix când am postat acel episod de revenire și el a făcut un transfer în realitate, s-a dus cu un împrumut de la echipa din Franța, nu mai știu să vă zic decât să zic că echipa a greșit, s-a dus împrumut pe undeva, s-a dus și da, momente de bucurie maximă aici pentru noi, pentru această echipă frumoasă din România care câștigă Champions League-ul și stați liniștiți, voi fani ai FCSB-ului, al CFR-ului, poate chiar al Craiovei sau altor echipe din România. Mai mult că sigur mai facem career mode-ul din România în Liga 1 României, mai bine spus, doar că desigur cu mici rețineri față de mine, pentru că vedem că se cam împarte publicul la aceste career mode-uri și da, nu e bine. Ok, vă mulțumesc că v-ați uitat până aici, dacă desigur vreți să mai stați cu noi să vedem cu adevărat momentul mult așteptat, cel puțin pentru mine. Ia uite, mă stai bă, că am jucat pe stadionul pe Bernabeu, dar când am început meciul am avut așa un cadru de am putut să jur că e cam nou. Dar într-adevăr, cred că nici nu e cam nou în FIFA, stai. What? Wow, îmi cer scuze dacă am făcut o gafă așa de istorică dintr-o neatenție de câteva secunde. Dar, da, hai să vedem echipa, statistici și evoluări și așa mai departe. Vedem aici regionul lui Keylor Navas, care a continuat să evolueze un plus 1, 89 overall pentru acest portan din Costa Rica. El vedem aici pe radă împrumutat la Nantes, unde n-a evoluat. Ia uite, polonezul nostru a jucat la Granada, un plus 1, tot timpul tot așa evolua, plus 1, rar câte un plus 2. Deci, înseamnă că joacă. Teo Hernandez la 32 de ani și el a continuat să evolueze deja 91 overall. Foarte bine, Teo. Ia uite-l pe Da Silva. Nu știu ce regen e, de ce be brazilian, oare să fie Thiago Silva? Ar fi un picuț prea evident, dar cine știe. 90 overall pentru omul nostru.
Îl vedem aici și pe Timber, 88 overall, urmat de Carizo, sau cum plăcea mea să zic, Chorizo, nu știu de ce, dar mă rog. Da, o evoluție și de plus 1. Ia uite-l și pe Aivu, un plus 1, 81 overall, bravo bro. Cristel Osasuna nimic, ceea ce mă surprinde, mă așteptam să joace Osasuna, dar poate că da, n-a fost să fie. Regionally Walker, foarte bine și el, aproape de 90 overall. Să vedem aici Mertens, continuă și el să evolueze, 92 overall, 92, Dumnezeule. Și uite-te aici, fii atent aici, Cristian, promotat la Southampton, 76, uite, un plus 3 în evoluție. Deci ăsta n-a jucat la Osasuna unde credeam că o să joace. Și pe ăsta l-am trimis, hai bă, du-te la Southampton, nu credeam că o să joace și cred că a jucat. Fix pe invers s-a întâmplat, lol. Wow, ce evoluție imensă pentru Baturina, zis și noul Modric, micuț, tehnic, incredibil la pase și la șuturi. Îl vedem aici cu 90 overall. Fantastic și acest jucător croat, de care poate mulți nici n-au auzit. Ia uite-l. Dar, vorbind de jucători de care nu mulți au auzit, îl vedem aici pe El Capitano, Bruno Costa, care și-a scris numele în istoria Rapidului și a fotbalului românesc. Acest jucător venit free agent, venit, posibil aș zice, ca un transfer foarte realistic pe altă parte. Și-a evoluat împreună cu noi și a ajuns capitan și ia uite, fantastic, ridică împreună cu noi Champions League-ul, Cupa Champions League. Merge mai departe, uite, Cicldău încă cu noi la 32 de ani. N-a venit nici măcar o ofertă pe el, ceea ce mi s-a m-a lăsat un pic o surprins, mă știam măcar să vină cea ofertă pe el, dar n-a fost să fie. Îl vedem aici pe Rare și Lie, 88 overall, fantastic, golul lui ne-a adus cupa Champions League, o revenire monumentală pentru el în fotbalul românesc și uite, bine că a făcut-o. Bravo, bro. Ia uite-l și pe Bellini care submită transfer request. Într-adevăr, un jucător foarte bun. Îmi pare rău că n-am putut să joc. Dar deja aveam jucători buni pe LV și, într-adevăr, și să reprofilez pe LV, iarăși nu era bine. Îl înțeleg de ce a dat submită transfer request. Așa. Ce avem aici, l-avem pe Gil, cum îi zic eu, Gil Dobrică, care desigur este regionul lui Hun Minson, pe care eu l-am reperfurat pe RV, cum ziceam, mulți jucători pe LV, 86 overall. Îl vedem aici pe Toma, iarăși un jucător de la Academie, care într-adevăr am mulți jucători de la Academie, români și chiar și moldoveni, care au ajuns la un overall, zic, foarte frumos. Și, da, ia uite, merge mai departe, ia uite-l pe Radu, spre exemplu, uite, un plus 2. Donis care, da, retiring head of the season. Ia uite aici vorbind de moldovean, ăsta am promutat la OM unde mă gândeam că o să fie rezervă, dar nici măcar o evoluție, un plus un acolo ceva, se pare că nimic. Dar da, terminăm acest career mode senzațional de frumos, cu o echipă, putem zice, incredibil de puternică. Vedem aici toți overall de aproape 90, excepție Costa 85, dar da, și Gil, care Gil e în proces de evoluție și respectiv Costa, na, e acel veteran cu experiență și știe el ce face și da. player stats, hai să vedem în Liga 1 a României. Top goal getter este Barbosa, urmat acolo mai jos de Ilie. Bravo, bă, băieți. Hai să ne uităm peste Liga 1 a României. Să vedem ce transferul s-a mai întâmplat așa prin Liga 1 în România, din păcate cum cei de la FIFA au schimbat chestia aia la final de transfer, să vezi per total toate transferurile făcute în Liga 1 în România, e mai nasol să zic așa. Dar da, hai să vedem, uite un uruguaian, bine, într-adevăr jucători de ăștia se întâmplă să-ți ofere jocul la începerea noului sezon când ai prea puțini jucători, te trezești câteodată de mult, chiar e o fază, pur și simplu te treci că vrei, că nu vrei, cu tot felul de jucători de ăștia random generated, nu înseamnă neapărat că-s buni sau că evoluează sau cea, pur și simplu așa și să poți să joci sau respectivele echipe să poată să joace mai departe, să aibă acel număr de jucători. Bun, hai să vedem în rest, în rest, așa ceva senzațional, nu prea cred că o să vedem. Ia uite ăsta, Huha, cotat la 7.4 milioane, mă rog, are acolo un release clause de 7.4 milioane, mai bine zis. Îs ceva bani și aia e clar. FCSB cred că ce-a făcut transferuri, ce mai vedeam prin dreapta și prin strânga și vedem, ia uite-l pe Isasu Surmane,
Vedem aici un jucător. Ia uite unul din... ce asta, Noua Zeelandă sau Australia? Că le încurc câteodată. Cred că e Australia. Dar, mă rog, ce știu, geografie. Bun, die, așa, Alexandru, Lor, Perianu, așa, Winter, Team Winter, fain nume. Ia uite, și un jucător din Ucraina. Wow, ce stați urare ucraineanu. Cota la 15 milioane jumate. Wow! Băi, FCSB a făcut transferuri. Ia-le și pe ăsta, Leon King. Fii atent și ăsta ce stats-uri faine are. Și cota la 12 milioane și el. Băi, nene, mă. Ia asta, 9 milioane jumate. Într-adevăr, cred că FCSB a fost singura echipă care a investit în fotbal clasic. Chiar și în FIFA. În rest, oare alte echipe prin Conference sau Europa League? Hai să vedem împreună. Începem să știm că n-are rost, am câștigat noi. Europa League a fost câștigată de Bayern München. Ia uite, fază. Ok. Deci Roma, Copenhagen, Roma, Rovers, Celtic, Parmeze, Monza, Club Brugge, Donetsk, nu. Atletico, nu. Montpellier, nu. Villarreal, Newcastle, nu. OM, Brondi, Chapelle, în Europa League, nimic. Conference League a fost câștigată de Parma. E, ce frumos. Bravo. Ce mai avem pe aici? Valdo Glim, nu. FCSB a trecut mai departe, pe locul 2, într-o grupă interesantă, cu Sturm Graz, Sevilla și Djurgården. Wow! Wow! Sevilla pe locul 3, Sturm Graz pe primul loc. Fii atent, bro, surprize. Ok, hai să vedem mai departe. Mai sunt alte echipe din România, oare, pe aici? Nu, hai să dăm FCSB, a mers mai departe din preliminarii, a dat ca noroc de o echipă mai ușoară, Valerenga, de care cred că am dat și noi atunci în calificările la Champions League, după Apoel. Ok, ia uite, round of 16, unde n-a mai avut noroc FCSB și a dat de Galatasaray, care a câștigat 3-2, totuși, la limită 3-2. Înseamnă că primul meci s-a terminat 2-2 și acum uite cum e 1-0 pe total pe agregat 3-2. Ai, mă, FCSB aproape se trec mai departe și de Galatasaray. Galatasaray care totuși a ajuns până în finală, unde a pierdut 3-2, culmea, cu Parma. Ce chestie. Dar într-adevăr, o echipă frumoasă, o echipă puternică, cu jucători Regen, cu jucători de Barbosa, care dă 46 de goluri, urmat de Ilie, 31, Hunminson, 23, Baturina de pe KM, 21 de goluri, Euter și pe Teo cu 5, ăsta cu 5, fantastic, la asisturi, Baturina din nou 16 asisturi, Teo cu 12, Gil cu 12, Costa cu 8, la egalitate Barbosa și Ilie cu 7. De fapt, stai să vedem, așa, pe final financiar, market value, cel mai scump jucător al nostru este, desigur, Barbosa, 152 de milioane, urmat de Mertens, 145 de milioane, Baturina, 126 de milioane, Da Silva, 120, Ilie, 105, un român, uite, cota la 105 milioane, Walker aici, Regional Walker, 104 milioane, Teo Hernandez la 90 de milioane, uite pe Guerrero, 88 de milioane și așa mai departe. Uite, jucătorul nostru, frate, românul nostru de la Academie, Flaviu Radu, ST, uite, 22 de ani, 83 overall, cotat la 82 de milioane. Forță, forță. Deci da, ne auzim pe data viitoare la următorul Career Mode. Dacă n-ați votat încă, l-aveți acolo pe Community și desigur, puteți să-mi scrieți și în comentariile de mai jos idei de Career Mode-uri. Vă aștept pe data viitoare, numai bine, pa, pa!